Acuzații grave în plin război, Rusia acuză Washingtonul și Kievul că gestionează laboratoare destinate producerii de arme biologice în Ucraina. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite s-a reunit de urgență astăzi pe această temă. Rusia acuză Washingtonul și Kievul că gestionează laboratoare destinate producerii de arme biologice în Ucraina, lucru negat de cele două capitale. Moscova acuzase deja în 2018 Statele Unite că efectuează în secret experimente biologice într-un laborator din Georgia, o altă fostă republică sovietică care, la fel ca Ucraina, urmărește aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Nu ne teme numai noi. Tot globul este afectat de asta, de așa ceva. Doamne ferește! Dar v-ar speria mai mult un război biologic decât unul militar? Nu, bun, nici ăla, nici ăla. Nu trebuie să fie. Cetățenii sunt speriați de aceste informații și spun că se tem mai mult de un război biologic decât de un conflict militar. La cine nu i-ar fi frică? La toată lumea, nu? Chestia, noi ăștia suntem mai bătrâni, dar sunteți dumneavoastră mai tineri și copii și... Să sperăm că nu o să va ajunge până acolo. Credeți că este mai periculos un război biologic decât unul militar? Amândouă văd periculoase, dar biologic normal e chestia e că atunci atacă mai multă lume, mai mult, nu, și bătrâni și tineri. Și... Pot muri mai mulți civili. Mai mulți civili, da. De obicei la toată lumea le este frică de așa ceva, dar sperăm să nu fie ocazia. Credeți că ar fi mai grav decât... Fără probleme, fără probleme. Ne intoxicăm de fumul de la sobe, dar mai din gaze toxice. Și ar fi bine să încerce toate puterile să nu ajungă la așa ceva. În cursul unei reuniuni lunare a Consiliului de Securitate privind folosirea armelor chimice în Siria, dosar încă deschis și care continuă să sufere de o lipsă de informații din partea Damascului denunțată de ONU, Washingtonul și Londra au menționat ambele Ucraina. Statele Unite și Marea Britanie susțin de miercuri că Rusia s-ar putea să fi folosit arme chimice în Ucraina. Rusia a difuzat în repetate rânduri dezinformări cu privire la utilizarea repetată de către Siria a armelor chimice, a spus ambasadorul adjunct al SUA, Richard Mills, potrivit AFP, preluată de Ager Press.